Pentru că și eu, ca și dumneavoastră, în special atunci când a existat o anumită cerere ca eu să vin în politică, pentru că a existat o anumită cerere, scuzați-mi lipsa de modestie, atunci când am plecat din guvern, au existat niște sondaje care au arătat că unii oameni, unii cetățeni vor ca eu să creez un partid politic. Mai sunt în Republica Moldova câteva partide care se zbat să transmită și transmit mesaj. Vorbesc de Partidul Antimafie, condus de Sergiu Mocanu, vorbesc de Partidul condus de Marin Livădaru. Au făcut câteva conferințe de presă. Nu am văzut nicio conferință de presă a dumneavoastră în ultimele două luni de zile. Aceste două partide generează știri de interes național și nu apar nici la un post de televiziune. Dumneavoastră nu știu cum se întâmplă că apăreți la acele posturi de televiziune care și pe site-urile unor de mass media, care sunt private și care toată lumea exact știe acolo că sunt a lui Vlad Filat. Și la mine apare întrebarea. Dumneavoastră, poate și ați plătit cotizațiile. Eu nu pun la îndoială și eu sunt obligat să prezum buna credința dumneavoastră ca și cetățean. Dar eu sunt obligat să-mi pun întrebarea. De unde Maia Sandu non-stop este? La unii media, Maia Sandu a spus una, a spus alta. Maia Sandu și astea toate sunt în presa privată. Astea costă bani. Cine face politică și cine cunoaște. Eu nu fac politică. Eu sunt un naiv și vă întreb. Toate aceste invitațiile sunt pe gratis, unul la mână și doi. De ce aceste televiziuni mass media nu le invită pe Sergiu Mocanu, pe Livădaru, pe Oleinic, pe alte persoane care se află în opoziție și generează mai multe știri decât, să mă scuzați, le generează. Dar dacă luăm potrivit sondajelor... Exact. Stop! Și aici mai spun încă o dată. Și ați spus un lucru foarte grav. Dumneavoastră, de fapt, veniți în politică că aveți sondaje bune. Eu credeam că veniți în politică că vă doare inima, dar dumneavoastră veniți că aveți sondaje. Eu vin în politică dacă știu că am sprijin și am pornit de la acest lucru. Nu am venit în politică că pur și simplu îmi place să fac sondaje. Să vii că ai sondaje. Eu vin în politică atunci când o să revenim și la sondaje, cred, parcurs de unde vin acest sondaj. Ca să închidem paranteza de unde apar acest partid. Dacă vreți să moderați un pic, vă rog foarte mult. Pentru că totuși suntem trei invitați astăzi în emisiune. Dumneavoastră vorbiți mai mult. Eu cred că sunt pe locul 2, după care domnul Ciurea. Dumneavoastră veniți la... Nu suntem în campanie. La mai multe emisiuni decât merg eu. Înseamnă asta că dumneavoastră plătiți taxe pentru faptul că sunteți invitați? Eu nu sunt politician. Cam eu am vorbit de alți lideri de partid. Sergiu Mocanu, Livădaru, Oleinic, Petrache. Și dacă nu există interes, haideți să ne uităm la sondaje, indiferent interes. Ne place sau nu. Sondajul este o dovadă că există un anumit interes? Rămânem la sondaje. Soția domnului Barbăroșii este membra partidului dumneavoastră? Este. Atunci, cine face sondajele? Cel care e în partid la dumneavoastră? Asta dumneavoastră faceți o acuzație la adresa domnului Barbăroșii și nu sunt eu. Nu vreau să ne aveți pe noi, suntem persoane care avem deșernământ. Dar admiteți că sunt și alte sondaje? A fost sondajul ARI care a fost publicat de curând, a fost anterior alte sondaje, deci haideți să nu deviem și să nu prezentăm informația acele sondajele fac diferit firme, dar la aceleași grupuri colectează informații. Deci să înțelegem că domnul Dron consideră că PAS nu are deloc sprijin și ba da, tot ba ce da este acolo se fabrică. Sondajele o spun. Nu am cum să-l convingem.